Bine v-am regăsit la un nou capitol din seria celor dedicate aplicației Microsoft Excel 2013. Așa cum v-am obișnuit și în capitolele anterioare, înainte de a trece la lucrul efectiv cu fiecare lecție în parte, mai întâi vă voi prezenta ce vom face în acest capitol. Și în acest capitol vom vorbi despre sortare și filtrare. Și, în primul rând, de ce ne-ar trebui aceste lucruri? Păi, gândiți-vă că, într-un tabel de numai 10 rânduri, ați putea identifica foarte ușor informațiile de care aveți nevoie. Dar ce faceți în situația în care veți avea 100 de rânduri, 1000 de rânduri sau 10.000 de rânduri? În acel caz, sigur nu veți mai reuși să identificați rapid informațiile decât dacă sunt aranjate cum trebuie și aici intervine sortarea sau dacă sunt uh, reduse ca și număr după anumite criterii și aici intervine filtrarea. Așa că în acest capitol vom vorbi odată despre sortare care poate fi simplă, de la o simplă ordonare în ordine alfabetică, de exemplu, a unei coloane text Până la uh, variante complexe în care putem să selectăm până la 64 de coloane după care dorim să sortăm informația din tabelul nostru. Dar, încă o dată, sortarea nu va restrânge informațiile. Dacă avem 10.000 de linii în acel tabel, tot 10.000 de linii vor rămâne și pentru a identifica informația va trebui doar să ne bazăm pe ordinea în care vor apare datele. Sortarea se mai poate face și după atribute de formatare, adică dacă avem celule colorate, vom putea să sortăm după acele informații culoarea fundalului acelei celule sau culoarea fontului folosit în acea celulă. După cum spuneam, filtrarea este cea care ne ajută să restrângem informațiile în așa fel încât să avem în zona noastră vizuală numai informațiile de care avem nevoie. În așa fel încât un tabel de 10.000 de coloane poate să ajungă la 2, 3 sau mai puține rânduri în funcție de ce anume dorim să filtrăm. Iar în Excel 2013 a fost dezvoltat un sistem de filtrare după datele calendaristice care ne ajută să rafinăm căutările inclusiv la nivel de trimestru. O să vedeți în lecția corespunzătoare. Putem să filtrăm exact ca și sortarea după atributele de formatare, adică după culoarea fundalului unei celule sau după culoarea textului unei celule. Și, bineînțeles, putem să extragem din tabelul nostru informații distincte, în așa fel încât să ajungem cât mai rapid la informațiile de care avem nevoie pentru a rezolva rapid problemele pe care le întâmpinăm. Așa că vă invit să urmăriți lecțiile din acest capitol. Vă mulțumesc pentru vizionare!